Bună ziua, prieteni! Bine v-am regăsit la rubrica Viețile Sfinților. Astăzi vom povesti despre viața Sfântului Mucenic Ermeu, preotul, care se prăznuiește în data de 4 noiembrie. Sfântul Ermeu a fost luminat cu credința și pus la lucrarea cea sfințită de către Sfântul Apostol Tit. Deci, întorcând pe mulți elini de la rătăcire, și aducându-i la Hristos, a fost prins de păgâni și adus înaintea lui Livanie, comitul, spre întrebare, silindu-l să se lepede de Hristos. Iar dacă a văzut că nu poate, a poruncit să-l lege de niște cai iuți și, fugărind cai, să-l târască pe robul lui Hristos. Deci, fiind târât îndelungă vreme, s-a înroșit pământul cu sângele lui, căci se rănise trupul lovindu-se pe pământ de pietre și de lemne și era gata să moară, dacă Domnul nu l-ar fi întărit pe el în niște chinuri ca acestea. După aceasta, fiind abia viu, l-au aruncat în temniță și îl chinuiau acolo cu foamea și cu setea, iar Domnul îl hrănea cu pâine cerească și îi tămăduia rănile. Apoi, după câteva vreme, iarăși a fost scos la întrebare și, nesupunându-se poruncii chinuitorului, a fost spânzurat pe lemn, strunjit cu unghii de fier și ars cu făclii. După aceea, fiind aruncat într-un cuptor cu foc, a rămas nevătămat, căci îngerul Domnului, venind la dânsul, a răcorit cuptorul și pe dânsul a păzit de foc. Auzind aceasta, Igemonul a poruncit să-i se înfigă cuie de fier în cap, în inimă și în pântece, și făcându-i aceasta, i-a săpat o groapă și încă răsuflând l-au târât acolo, apoi l-au acoperit cu țarină. Deci cu aspră și silnică moarte, săvârșindu-se acum viețuiește în dulce și veselitoare viață, împreună cu Domnul, a cărui slavă este în veci. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale și ale tuturor sfinților tăi, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Doamne ajută, prieteni, să ne revedem cu bine și cu sănătate și la alte filmări.